Dragi prieteni, suntem în localitatea Bethausen, județul Timiș, acasă la familia Micluții. Alături de mine este doamna Camela, împreună cu cei trei copilași ai săi. Suntem astăzi aici pentru că vrem să vă aducem un mesaj de mulțumire către toți donatorii acestor copilași care au donat pe site-ul nostru Speranță pentru România ca ei să poată avea toate cele necesare. Doamna Camelia a contactat Asociația noastră Speranță pentru România anul trecut, chiar la început de pandemie. Atunci soțul dânsei și peduse locul de muncă. A fost o situație foarte dificilă pentru această familie cu trei copilași și ne-a cerut ajutorul în mod special pentru alimente. Am început o campanie de strângere de fonduri pentru alimente și nu numai, că și pentru pâine, rechiste școlare, lemne, haine, haine da, și campania s-a finalizat. Iar de atunci, lună de lună, asociația noastră a susținut acești copilași cu tot ce a fost nevoie. Da. Suntem astăzi aici pentru că vrem să transmitem mulțumirile noastre din partea asociației, dar mai ales din partea doamnei Camelia, pentru Mulțumesc. toți cei care uh, ați ajutat-o. Și aș vrea acum să o rog pe doamna Camelia să confirme împreună cu mine ceea ce a primit până acum. În primul rând v-am susținut pentru îmbrăcăminte pentru copii, dar ați primit fonduri din partea da. colegii mele la care se ocupă de cazul dumneavoastră să cumpărați îmbrăcăminte pentru copii. Da. Lună de lună au fost oferite fonduri pentru pâine să fie cumpărată pâinea, da. apoi alimentele lună de da. lună, lemnele de foc pentru da. iana care tocmai a trecut da. și haine. haine am zis. Cred că cam Rechizie. atât, da. școlare, da, și rechizitele școlare au fost uh, cumpărate tot da. din campania noastră. Așa că dumneavoastră, acum ați confirmat acest da. ajutor primi, de primit din partea noastră, și încă o dată mulțumim tuturor celor care au donat pentru dumneavoastră. Mulțumim, frumos. Campania este închisă de ceva vreme, a fost finalizată, fondurile necesare s-au strâns și facem aproape o lună de un an iertați-mă de când uh, am deschis campania și lună de lună ați primit ajutor. Da. O să reluăm această campanie pentru următorul an, da. Da, începând cu luna aprilie mai puțin și vom începe o nouă campanie, da. pentru că dumneavoastră aveți nevoie în continuare de ajutor. Da. Între timp, din păcate, soțul v-a părăsit, da. ați rămas singură cu copilașii da. și problemele sunt mai mari, aș putea spune acum, și nevoile mai mari și sunteți singură. Până atunci, încă o dată, mulțumim tuturor celor care v-ați implicat și ați ajutat această familie. Dumnezeu să vă răsplătească la toți și să auzim doar de bine. Mulțumim frumos, spune și voi, mama. Mulțumim, Mulțumim frumos. Mulțumim frumos.